Prețul gigacaloriei rămâne același la drobeta Turnu Severin. Consilierii locale au aprobat astăzi în ședință menținerea prețului plătit de populație pentru furnizarea agentului termic, la fel ca anul trecut. Severinenii plătesc în acest moment 450 de lei pe gigacalorie, restul până la 868 fiind suportat de primărie. Primăria Drobeta Turnu Severin păstrează același preț la gigacalorie. Populația va plăti, la fel ca în anii trecuți, 450 de lei pe gigacalorie. De asemenea, în ultima perioadă, autoritățile au recuperat o sumă considerabilă de bani datorată de populație pentru căldura consumată sezonul trecut. Severinenii au avut posibilitatea să plătească sumele restante fără a mai plăti și penalitățile. Am păstrat același preț la gigacalorie, 450 de lei plătește cetățeanul, 850 și ne costă pe noi, deci peste 400 de lei subvenție la gigacalorie. Am prelungit posibilitatea ca cei care au în acest moment datorii să plătească baza și să nu mai plătească partea de penalizări. Vreau să vă spun că am reușit să strângem într-o lună de zile peste 1 milion de lei. Eu zic că a fost o inițiativă bună a guvernului. Erau bani pe care riscam să nu-i mai luăm niciodată, dar cei care aveau datorii au înțeles și au plătit partea normală, inițială de bani. De asemenea, municipalitatea face eforturi financiare pentru a furniza în continuare agent termic, însă cel mai mare ajutor este așteptat de autorități să vină din partea guvernului. Am găsit noi resurse, ne-am mai împrumutat, așteptăm și din partea guvernului un sprijin. Ieri am trimis o ultimă hârtie către București, de fapt o situație, ne-au cerut-o de la Ministerul Finanțelor. Sunt această târziere, în alți ani s-au primit banii? Știi cum s-o vedem din cauza acestor alegeri, că toată lumea e preocupată de altceva decât de problemele administrative, dar sigur se vor găsi soluții. Reprezentanții primăriei au cerut guvernului un ajutor financiar în valoare de 30 de milioane de lei pentru a putea furniza agent termic tot sezonul rece. Deocamdată sunt în așteptare, pentru că până acum nu s-a primit niciun ban.